funcția directă e fix este la x plus 1. Și funcția invers. Ei, să vedem. Yx egal cu e fix e la x plus 1. Y mai mare ca 0, că e funcția exponențială. E la e 2,71 constantă al Euler, mai mare ca 0, orice mai mare ca 0 la, la orice putere e mai mare ca 0, exponențial. Funcția exponențială e mai mare ca 0. Logaritm din stânga egal cu logaritm natural din dreapta. Logaritm natural din Y e logaritm natural din Y la putere X plus 1. Ăsta este X plus 1 logaritm natural din Y fac logaritm natural din Y. Logaritm natural din Y fac logaritm baza Y din Y, fac Y, fac 1, că E la 1 fac Y. Deci x plus 1 e egal cu logaritm natural din y. X e egal cu logaritm natural din y minus 1. Asta e funcția inversă. E la minus 1 de y. Cu y mai mare ca 0. Funcție inversă. Funcția logaritmică este inversă unei funcții exponențiale. Yx este f de x e la x plus 1. Yx derivat fac x plus 1 derivat e la x plus 1 este x plus 1. Y2 derivat e la x plus 1 mai mare ca 0. X-ul, de la minus infinit la plus infinit, derivata întâia e la x plus 1, derivata a doua e la x plus 1, e pozitiv, e crescătoare, asta e convex, că e pozitivă. Yx e la x plus 1, e la minus infinit este 0, iar e la infinit fac infinit. Asta este funcția exponențială, funcția directă. Dar se vede că y mai mare ca 0, e funcția exponențială, care e funcția directă. Iar x-ul, logaritm natural din y minus 1. Deci vedem că funcția directă cu funcția inversă ne dă același grafic. Numai că aici, la funcția directă, domeniul maxim infinit e minus infinit infinit cu valori în 0 infinit, iar x-ul este y mai mare ca 0. Vedem că y e mai mare ca 0. Da? Adică 0 infinit. Și cu valori de la minus infinit la plus infinit. Deci, pardon, y mai mare ca 0 am pus. Da, de la minus infinit la plus infinit. X-ul. Normal că e și aici în partea aia. Deci aici funcția directă este definită pe minus infinit și ia valori în 0 infinit, iar funcția inversă xy este definită pe 0 infinit și ia valori de la minus infinit la plus infinit. Ce este invers? Deci aici pot să fac grafic funcției yx egal cu e la x plus 1 cu ajutorul lui yx, funcție directă, dar și cu funcție inversă. Iau x, y, unde x aparține de la minus infinit la infinit, iar y de la 0 la infinit. Ne dă exact asta de aici. Că logaritm natural din 0 fac minus infinit, deci aici, da, este 0, pardon, minus infinit și 0, de aici, deci minus vine Y-ul este 0 infinit. Da? Aici e infinit la infinit. Deci putem să facem graficul și funcția directă și funcția inversă. Alții notează g de x e logaritm natural de x minus 1, unde aici e codomeniu cu valori în domeniul maxim infinit al ăsta. Ne-am obișnuit de aici pentru că de aici se vede că de ce logaritm natural de y se pune mai mare ca 0. Dacă am face invers, nu prea am arătat asta. Dar succes!